bună dimineața, încă o zi minunată pentru zbor. Vom face câteva zboruri astăzi. Probabil primul va fi un zbor la cheile Tours. Este ora 7 dimineața. Primul plan de zbor este pus pentru ora 8. Iar al doilea probabil va fi undeva la ora 10 dimineața. Așadar, încep să pregătesc avionul și în curând voi porni. Ok, mă auzi? Da. Perfect. Bun. O să verific puțin informația meteo. Bine. Să știm ce vânt avem, ce presiune atmosferică. Ok. 3 noduri vânt, este semnificativ. Și avem presiune atmosferică de 1019 hectopascali. Bun. Presiunea atmosferică e importantă pentru că pe baza ei se calculează altitudinea la care zburăm, știi? Acum, uite, vom pleca. Aici suntem unde suntem noi acum, aici. Da. O să mergem înspre oraș, da. Apoi deasupra feleacului o să virăm înspre sud și mergem până la cheile Tours. Acolo ne rutinăm spre cheile Tours, să vedem de sus. Și pe urmă întoarcem înapoi. Timp total de zbor cam 45 de minute, ok? Bine. Turnul Cluj, Yankee Romeo 5662. Bună dimineața de pe Desmir. Yankee Romeo 5662, bună dimineața, Turnul Cluj, tare clar, vă ascult. 5662 cu un plan de zbor VFR până la cheile Tours, prin Delta Charlie 6, maxim 4500 de picioare pe rută, planificată de plecare în aproximativ 5 minute. Yankee Romeo 5662. Yankee Romeo 5662, turnul confirmă. Vă informez la Cluj, vântul 290 grade cu 3 noduri, temperatură 17 grade, QNH 1019 hectopascali. Mă anunțați, vă rog, după decolare. Alfa 6724. Alfa 6724, QNH 1019, temperatură 17 grade, vânt din 290 cu 3 noduri. Următorul apod după decolare, Yankee Romeo 5662. Bun, o să începem ușor rulajul spre pistă. Bine. Să mergem foarte încet pentru că este foarte denivelat terenul și să mergem încet. Rece, stai să-ți închidă ăsta de tot, să nu-ți vină aer. Așa. Să nu-ți fie rece. Bine. Bun, aici unde suntem puțin în urcare, în rampă, voi opri puțin ca să pot testa magnetourile. Mai ții minte de data trecută? Da. Adică îl duc aici până la 4000 de turații motorul, îl țin din frâne. De asta am nevoie de ușoară închinație ca să fie mai ușor să țin din frâne. În magnetou a scăzut la 3900. Până înapoi 4000. Îl trai pe al doilea 3890. Este în regulă. Bun, suntem în regulă. Transmite și pe frecvența aeroclubului că vine vreun avion la aterizare și nu știe de noi. Yankee Romeo 5662, intrare, aliniere și decolare, pista 26 de Smir. Ok, bun. La tine ușa este închisă, siguranța pusă. Avem încărcare, avem presiune pe combustibil, avem temperaturi minime, temperaturi la ordine de presiune, avem transponderul. Ok. Frecvența turnului, landing light on, flaps one step. Ok. Bun, ești gata? Da.
am ocoliciorile. O plecat. Sună Cluj, Yankee Romeo 5662 după decolare. Yankee Romeo 5662, turnul confirmă. Spuneți, vă rog, și o altitudine la care doriți să urcați. Altitudine pe 4000 de picioare după CMH, Yankee Romeo 5662. Confirmă turnul și ieșirea prin Feleacu către Petrești, corect? Afirm detația de 6 pe 300 de jos, Yankee Romeo 5662. Yankee Romeo 5662, turnul confirmă, continuați pe navigație proprie și nechemată ieșirea din zonă, urcare inițial către 3000 de picioare. 3000 de picioare, următorul raport la ieșirea din zonă, Yankee Romeo 5662. Vezi ce frumos vede aeroportul de sus? Da. Uite ce frumos se vede Clujul. Vezi, asta este... Acolo sunt lacurile din Gheorghen, de la Iulius Mall. Cele două de acolo, al doilea este unde e Iulius Mall. Ăla e cartierul Gheorghen. Se vede până în capăt la, nu știu dacă știi, acel bloc înalt, înalt la intrare din Cluj, dinspre Florești, dinspre metro, se și vede de aici. Se vede în spate și Floreștiul. Ne-am urcat la 2500 de picioare, mai urcăm puțin, la 3000 ne oprim și solicităm ieșirea din spate controlat al turnului Cluj. Și vom intra într-un alt spate am controlat, care se numește TMA Napoc și vom merge mai departe spre Cheile Turzii. Yankee Romeo 5662, continuați urcarea către 4000 de picioare. Urcarea către 4000 de picioare, Yankee Romeo 5662. 5662, corect, și în continuare cu București approach 126430. 126430, la rev, Yankee Romeo 5662. La rev, zbor plăcut. Acum urcăm la 4000 de picioare. Napoc approach, Yankee Romeo 5662, good morning. Good morning, Yankee Romeo 5662. Clear to enter terminal area, QNH is 1019. Understood, you want to climb to 4000 feet. Hey, firm 4000 feet, local QNH 1019 or Yankee Romeo 5662, clear to enter control airspace. Yankee Romeo 5662, after Delta Charlie 6, you continue to Delta X31, or what's your next point? Negative, just Cheile Turzii, will do an orbit over Cheile Turzii and return via Delta Charlie 6 back to Desmir, Yankee Romeo 5662. Okay. Acolo este Wonderland, nu știu dacă stela care e pe calea, pe felea cum se merge spre Turda. Tot ansamblul ăla de restaurante și terase și ce mai e acolo. Piscină. E piscina, nu știam. În teren de fotbal. Am înțeles. Am ajuns la 4000 de picioare. Deja în față se văd Cheile Turzii. Nu știu dacă ai mers des cu mașina la Turda. Acolo sunt lacurile de la Mărtinești în stânga jos, care sunt pe drumul de la Cluj înspre Turda. Ne menținem 4000 de picioare, am redus puțin din motor, pentru că setările motorului sunt... Avem o setare în care este motorul la maxim când decolăm. Se numește setare de decolare, take-off setting. După care, după decolare, am redus puțin din motor și am intrat într-un regim de urcare, sau climb setting se numește. Iar acum, după ce am ajuns la altitudinea la care dorim să zburăm, aici am redus și mai mult din motor și suntem într-un regim de croazieră. Adică într-un regim mai, cu mai puțin turație la motor, cu, pentru că nu mai are nevoie de așa mare forță motorul, știi? Pentru că acum mergem drept. Alea sunt acolo de la Mărtinești și chiar în față sunt Cheile Turzii, dar le vei vedea, vom trece chiar pe deasupra lor și ne vom întoarce deasupra lor să poți să le vezi bine. Bine.
Te văd. Da. Iar dacă te uiți cu privirea după cheleturi, mai vezi așa o stâncă mai ridicată acolo în dreapta. Stânca se numește Colțești sau Piatra Secuiului. Acolo este aproape și un sat Remetea și cetatea Trascăului. O zonă foarte frumoasă și foarte cu restaurante, un restaurant foarte bun acolo la Conacul Secuiesc. Am aterizat și acolo cu avionul pe un câmp. Am fost la Conacul Secuiesc la masă. În curând vom trece pe deasupra autostrăzii Transilvania. O vei vedea și pe aceasta. În stânga alea sunt lacurile de la Mărtinești. Nu știu dacă tu le vezi de acolo, dar le vei vedea îndată. Nu le vezi din cauza bordului, dar le vei vedea îndată. Ceva. Da, imediat le vei vedea. Aia este șoseaua Cluj-Turda. Deci nu autostrada, șoseaua. Autostrada va fi în dreapta ta imediat. O să-ți arăt eu când. Acum avionul este pe pilot automat. Vezi, el singur pilotează. I-am spus unde să ne ducă, la ce altitudine, și el face singur toată treaba. Hai să-ți fac o poză să ai și în zbor. Asta este autostrada pe care vezi acolo jos. Autostrada care merge de la Gilău înspre Turda, Alba Iulia, Sibiu. Acum ne apropiem de cheile Turzii. Satul care se vede acolo jos în dreapta față, în față, uite acolo, ăla este satul Petrești de Jos, se numește, și este chiar la intrarea în cheile Turzii din partea asta dinspre Cluj. Acum este exact pe deasupra autostrăzii Transilvania. Vezi? De desubtul tău. Acum ne îndreptăm înspre sud. Ne vom întoarce pe deasupra cheilor Turzii. Voi face întoarcerea pe partea ta ca să poți să faci fotografii dacă vrei, să vezi cheile Turzii de sus. Și apoi ne vom întoarce înspre Feleacu și înapoi înspre Cluj. Acolo jos se vedea, este intrarea în cheile Turzii, acel drum, intră în chei printre stânci și va ieși în partea cealaltă spre Turda. Și acum ne vom întoarce pe deasupra cheilor Turzii. Îți place ce cam o să văd de aici de sus? Da. Păi să mergem exact pe deasupra lor. Se vede și apa care taie cheile Turzii, râul Hășdate, care este cel care a săpat aceste chei în munte. Voi mai face o întoarcere și pe partea cealaltă ca să prindem și cu camera de pe avion. Fac întoarcerile așa mai line, nu foarte strânse. Ești ok, nu? Nu ți-e rău sau ceva? Bun. Uite ce frumos se văd cheile Turzii.
Și acum ne vom îndrepta înapoi, înspre Feleacu. Având în vedere că de aici mergem doar drept, voi seta pilotul automat. Îi vei spune să ne ducă la 4000 de picioare, altitudinea pentru care avem aprobarea de zbor. Și uite aici pe hartă, vezi, aici suntem și acum mergem înapoi aici și apoi acolo. La dezmir înapoi. Te-a plăcut cheile, tu zic? Da? Mă bucur. Uite, acum vezi bine lacurile de la Mătinești, că sunt pe partea ta, autostrada în dreapta jos. Nu ți-e frig, așa-i? Nu. Ok. Exact, acum ești exact deasupra autostrăzii, vezi? Uite-te. Sub tine câte mașini trec. Deci cum știa avionul să vireze, unde am spus eu să meargă, i-am spus să meargă pe curs de 327 de grade, care poți vedea și aici pe busolă. Și avionul a virat și ne duce exact pe direcția pe care am spus eu să meargă. Deci eu nu am nici mâna pe control, nici picioarele, aici el pilotează. Acum asta este un zbor scurt. Nu e nevoie de pilot automat, dar atunci când zbor multe ore și distanțe lungi, am fost, de exemplu, din Cluj până în Ungaria sau până în Slovacia, care sunt sau până la București, sunt distanțe lungi, atunci după ce efectuez decolarea și ajung la altitudinea pe care o doresc de zbor, pun pilotul automat și atunci sarcina mea rămâne doar să supraveghez toți parametrii de motor, să mă asigur că totul este în regulă, partea de comunicații, tot ceea ce se întâmplă în jur. Pentru că atunci când vei merge să înveți să pilotezi avioane, ai să înveți cât este de important ca în permanență să știi tot ce se întâmplă în jurul tău, ca în permanență să îți cauți potențiale locuri de aterizare în jurul tău, în cazul în care survine o situație de urgență și este nevoie să aterizezi de urgență cu avionul, că e o defecțiune la motor, că orice ar putea fi. Și atunci trebuie să fii foarte, foarte vigilent tot timpul și să știi unde ai putea să aterizezi în caz că este urgență, da? Deci, în momentul ăsta mă uit în partea dreaptă, aș putea să duc la aterizare, am niște terenuri favorabile, în partea stângă nu prea, că e pădure, deci tot timpul trebuie să fii foarte, foarte atent la lucrurile astea. Și la parametrii de motor. Iar faptul că avionul poate pilota, te ajută foarte, foarte mult, pentru că îți ușurează foarte mult munca și poți să îndeplinești alte sarcini. Uite acolo, acum mai să vezi în dreapta, aia este centura de la Vâlcele la Pahida, pe acei piloni, ca un pod. Este acum un tir pe ea. Aia e centura care pleacă de la Vâlcele, din drumul Cluj-Turda și este exact la Pahida. Napa Coproach, Yankee Romeo 5662. Go ahead, Yankee Romeo 5662. Yankee Romeo 5662 approaching Delta Charlie 6, request descending to 3,000 feet and switching with Bush Tower 4 coordination. Yankee Romeo 5662. Roger, Yankee Romeo 5662, switch to Tower 118705. What's your plan? 118705. What's your name for Muscle Definer? Yankee Romeo 5662. Tornul Cluj, Yankee Romeo 5662, bună ziua din nou. Yankee Romeo 5662, tu, nu? 5662 cu 6724 la aproximativ 1100 de Delta Charlie 6, solicit intrarea în spațiu controlat pentru aterizarea la desmir. Yankee Romeo 5662. Yankee Romeo 5662, confirmă turnul, se apropie intrarea în zonă, informația acum Kilo Q1H1019, nu avem trafic raportat în zona CTR-ului Cluj, mă chemați cu dezmirul, la vedere. Liberă intrarea în zonă, QNH local 1019, fără activitate în zonă, cu dezmirul, la vedere, următorul raport, Yankee Romeo 5662.
vezi acum tot coborâm încet. Asta este localitatea Feleacul. Pe aici cred că treci de multe ori cu mașina. Când, dacă mergem spre Turda, pe aici treci cu mașina. Vezi ce frumos se văd casele de sus? Da. Parcă e Lego. Da. Caution, ahead. Parcă este Lego. Vezi, avionul ne avertizează că noi suntem în coborâre și avem un deal și ne avertizează că este teren în fața noastră. Noi știm lucrul ăsta. El nu știe că ne vrem să aterizăm la Dezmir. Atunci avionul ne avertizează. Și acum am trecut peste drumul Cluj-Turda, drumul național. În față, în stânga, este cartierul Zorilor. Toată partea în stânga, apoi Mănășturi, mai departe. Iar în fața mea, cartierul Gheorgheni. Vezi ce mic e orașul văzut de sus? Da. Cum poți să-l vezi tot, dintr-o singură privire. De la est până la vest, înspre Mănășturi și spre Florești. Și se vede și Florești acolo în zonă, deci după ce se termină blocurile, următorul rând de case, acolo mai departe, le este Floreștiul. Aici sub noi este localitatea Sopor, care este după cartierul Gheorgheni în continuare. Acum ne-am stabilizat la 2500 de picioare. După 5 ani poți să mergi la aeroclub să înveți să zbori avioane sau planoare sau ce îți va plăcea. De la 16 ani poți să începi cursurile și licența o poți obține la 17 ani. Deci asta e curios, poți să ai licență de pilot la 17 ani, dar permis de conduce numai la 18 poți. Deci ai voie să zbori avion înainte să poți conduce o mașină. Până Cluj, Fianchiere meu, 5672. Fianchiere meu, 5672, tu unul Cluj. 5662, avem desmiruri la vedere. Asta mă întreb, dacă nu aveți trafic pe aeroportul următoarele 15 minute, ne-ați permite o traversare înspre nord până la verticalul calității Câmpenești, 4 mile nord de aeroport, să facem un orbit deasupra lacurilor și să ne întoarcem la desmir. Ia încă numai 5672. Aveți 15 minute la dispoziție pentru solicitarea dumneavoastră. Mulțumesc, ia încă numai 5672. Facem, hai că îți fac o surpriză, nu aterizăm încă, bine? Bine. Să pregătești telefonul. Trecem pe deasupra aeroportului. Am cerut permisiunea să traversăm pista aeroportului. Fianchiere 5662, solicităm traversarea axului. Fianchiere 5662, turnul, se aprobă traversarea axului către nord. Liberă traversarea axului către nord, Fianchiere 5662. De acolo am decolat, de la Dezmir. Sub noi este aeroportul. Ce mic e de aici. Da, foarte mic.
Și știi ce se află după dealul ăsta de lângă aeroport? Nu. Păi să te mai gândesc spre nord, acum, cum mergem noi, este Câmpeneștiu. O să mergem să vezi lacurile și să-ți vezi și casa de sus, bine? Bine. Am cerut voi turnul de control pentru că nu este niciun trafic de niciun avion de pasageri care urmează să vină acum sau să plece următoare 15 minute și am cerut permis la 15 minute să ne punem spre Câmpeneștiului, dacă toți suntem aici. Uite, în față deja cum se văd lacurile. O să fie pe partea ta, că o să mă duc așa ca să-ți vezi. O văd, o văd. Vezi? Să-ți fotografiez casa. Uite casa ta, vezi? Da. Bun. Și acum mergem înapoi pe aterizare. De micuță-i de aici. Așa e. Toate par micuțe de aici. Suntem la o altitudine de 2500 de picioare în față de nivelul mării, că așa se calculează. Ia chiar meu 5662 din nou. Ia chiar meu 5662, tu, nu? 5662, dinspre nord solicităm întraversarea axului înspre Desmir. Ia chiar meu 5662. Ia chiar meu 5662, se aprobă traversarea axului către sud, către Desmir. Trebuie traversarea spre sud axului înspre Desmir. Ia chiar meu 5662. Acum vom trece iarăși pe deasupra aeroportului. Vezi și someșul ce mic se vede de aici de sus? Da. Sună Cluj, Yankee Mail 5662, axul liber. Confirmat 1.
Și acum vom merge să aterizăm. Bine. Vom porni lumina de aterizare, pompa suplimentară de combustibil, pompa electrică. Asta este procedura standard la aterizare pentru acest avion. Acum suntem pe ceea ce se numește latura de bază pentru aterizare pe pista 08. Se vede în fața noastră, se vede aeroportul frumos, dealul peste care am trecut înspre nord, mergând înspre Câmpenești. Acum am pus avionul într-o atitudine de coborâre și în același timp de încetinire, pentru că avionul nu are frâne ca o mașină să frânezi și atunci trebuie să faci un management al energiei și din reducerea motorului, din atitudinea avionului, să poți pierde altitudine și în același timp să poți să-l încetinești pentru a putea extinde flapsurile. Flapsurile vor încetini și mai mult avionul și ne vor permite o portanță sporită la viteză scăzută. Acum suntem la ceea ce se numește virajul 4, adică la capătul laturii de bază, facem un unghi de 90 de grade și intrăm pe finală pentru pista 08. Bun, extindem flapsurile. Când extindem flapsurile, avionul deja e o atitudine mult mai de coborâre. Cum flapsurile sunt extinse, suprafața portantă a avionului este mai mare, ceea ce înseamnă că vom simți mai amplu orice mișcare aerului, pentru că avem o suprafață mai mare expusă aerului. Avem 500 de picioare față de sol, păstrăm o viteză cam de 100 de km la oră, cu atât aterizăm. Păstrăm axul pistei centrat. De când vom ateriza, să te aștepți, că este ca un drum cu deniveleri pe care mergi cu mașina. Da. Pentru că este un câmp, nu aterizăm pe o pistă asfaltată. Încetinim treptat avionul, să consumăm energie. Gata, am aterizat. Păstrăm roata de bot ușor ridicată ca să o protejez. Deci țin motorul un pic turat ca să pot ține botul avionului ridicat, știi? Da. Ca să protejez roata, că roata de bot este mai sensibilă și... Ok, am aterizat la 8.43. Am spus că vom fi la 8.45, am fost mai devreme cu 2 minute. Turnul Cluj, Yankee Romeo 5662, aterizat cu full stop pe Desmir. Mulțumim frumos, o zi frumoasă. Yankee Romeo 5662, confirmat turnul aterizarea, mulțumim și noi, o zi frumoasă la și dumneavoastră, la revedere. Da, ți-a plăcut zborul? Da.